Totul s-a petrecut vineri 22 noiembrie după ora 22, când polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Hida, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism care circula pe drumul comunal 50 prin localitatea Hida. Întrucât conducătorul auto nu a oprit la semnalul polițiștilor, s-a procedat la urmărirea sa. Polițiștii l-au prins în scurt timp, iar în urma legitimării au stabilit că este vorba despre un adolescent de 16 ani din municipiul Cluj-Napoca. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate de polițiști au stabilit că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.